Am făcut o listă de frici. De ce ne temem așa de tare de cutremur? Frica de țigani. Nu spun frica de romi, pentru că eu cred că mulți compatrioți nu se tem de romi, ci de țigani. E vreo dorință de a compensa ceva, de a recâștiga ceva, de a acoperi ceva atunci când se construiesc biserici în număr foarte mare? Frica de democrație. De ce nu reușim să fim împreună și să producem rezultate împreună? E o conspirație la mijloc? Cineva lucrează în scopul ăsta? Sau nu suntem noi capabili să fim împreună?